vacile cum le mulgeți? Cum? Fiecare are vaca lui? Nu, le luăm la rând. Ținem cont, două trebuie ținute. Alea știm sigur că nu le mulge nimeni. Dacă ai animale, ai antrenament. Care n-are animale, nu m-ar vezi legat pe la mâinuri cu tăpțelul. Și mâinile nu te dor? 15, 16, le băgăm, lejer. Bine, când suntem 4, mai puțin e mult, dar când suntem 3, cam 16 bucăți. Vacile care vin acum, alea au mai mult lapte. Da, 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 le-am băgat la o grădină, la o tavă, ca să, na. Să-și păstreze lăptucul, să mai poți face un pic de brânză. Un pic de brânză. Da. Vacile scurate, frumoase. Da. O muță de la sână ca să mânci un pic de brânză bună și să le vadă frumos. Când o dă la stână, până eu dai în primire, tu răspuns divaca asta. La noi nu a fost. Mulțumim lui Dumnezeu că azi, dar alții au și plătit vaci. Nu mai găsit-o deloc? A omorât-o ursul. Și dacă la tine ți-o moară vaca un urs, o plătești tu? Dacă moară ursul vaca? Păi, acum depinde unde se întâmplă, că normal un teritoriu de 150 de metri cam n-ar trebui, dar dacă se întâmplă undeva unde nu știi de ea, logic o plătești. Sau e varianta că omul zice vacă, vacă ți-o da vacă să-i dai. Deci pe un perimetru de aici de 150 de metri n-ar trebui să-ți omoare ursul. Dacă ți-o omoară și ți intră aici... Plătești, nu trebuie să plătești tu vaca. Da. Dar dacă se întâmplă undeva, Doamne ferește, și nu știi de ea, logică, omul îți pretinde bani, că ți-o dă cu o răspundere. Care? Da, sunt mică. Bună seara! Hai, încoace! Dumneavoastră mulgeți vacile de care ați avut grijă? De cum? Deci numai dumneavoastră le mulgeți pe alea? Florii. Vă mai ajută el? Pe de-a unde? Alea-s vacile cu cel mai mult lapte. Da, și aici pe bucăți. Și ești pe bucăți. Câți ani aveți? 60. 50 și ceva, 56. 57? Mulți înainte. Numai la stână, numai că știu asta. 7 ani numai Spania a fost. La oi. Cum vă zice? Mocan, Niculița. De unde sunteți? Gorba, aici. Până la mine acasă, în kilometru. Da, da. Cred că cu asta nu mai pot, nu se mai poate. Omul bătrânește, de la o vârstă nu mai poate. Nu mai poate să stai și la mult, la una, la alta, cu unul de 20-30 de ani. Cum o să mai trebuie, ce se face? Cât mai puteți? Ei, cât mai putem, cât nu. Lăsăm pe alții, dar nu se mai fie. Tineret, care vedeți drumul că vine?
la stână. Ați umblat, poate e pisică. Mi-a văzut un tânăr că, nu, hai că mă duc la stână, hai că mă duc. Cu astea s-a terminat. Cât mai este generația asta, mă duc. Și o fi, omule, da. Că nu să fie ce să facă cu ea. Nu să fie și bani, nu să fie nimic, nu să fie asta. Golescă, mai avem treabă. Care ți-e cea mai bună vacă de lapte? Aici astea cam toate bunișoare. Nu pot face comparații. Astea sunt cam bune. Este una șurtă. Acolo este și bună. Este una cu centură albastră la gât. Majoritatea astea au lapte. Una neagră încă. Asta tot ca oamenii, nu pot avea la fel. Una are mai mult, una mai puțin. Una e fătată mai din ianuarie, una mai din aprilie, mai. Câți litri de lapte ai avut cel mai mult pe zi? Cum? Câți litri de lapte ai avut cel mai mult pe zi? Cam 700 pe zi. Cu ieșit cam 60 și ceva kilograme de brânză pe zi. Cu tocul la 3 de la oi? Cu tocul. Bine, că și la oi nu, oile fost tătate mai din primăvară, nu au avut exagerat nu. Vacile ce au mai bine. Dar și oile, nu, au avut, cât au avut, au avut. Ce repede, moș. Da. Experiență de ani bun. Trebuie să fii un exemplu pentru oamenii de aici. Da, da. E, cum ești bun? Ce să faci? Alții de unde? Așa-i. Păi, ținu numai vaci sau ai avut și oi? Am avut și oi. Acum 2 ani, nu prea fost oameni și m-am supărat, le-am vândut. Mai bine cu vaci, le bagi într-o grădină, nu ai treabă. Cu oaia trebuie să fii permanent în ele. Ai avut multe oi? Mele? Cam ce boli apare așa peste vară la vaci? Păi, în primăvară, doamna, mai apar bubiți dulci, se numesc. Cum? Bubiți dulci. Bubițe dulci. Un fel de bube, așa, se pun pe țâțe. Dacă le dai cu vazelină, în 2-3 zile le trece. Și din ce cauza apar bubițele alea? Le mușcă muștile? Ce spumă frumoasă are, uite-i tu. Asta e sănătos, nu magazine.
Și așa de fiecare din ei când se umple vigerea și... Da. Proviți. Mi-am 10 bucăți, așa. Încă 10 bucăți. Cam cât va ia la 10 vași? O jumătate de oră. O jumătate de oră. Da. Arde, bravo, arde, bine. De la câți ani faci treaba asta? De la 10. De la 10 ani? Și la dată pe la bunicu, cu bunicu, cu tata, pe urmă singur. Și acum cine te susține? Ești singur? Da, de la singur. Și fânul cine ți-l fac? Părinții? Eu am fost și la fân. Tu ai fost? Da, numai că l-am făcut balot. Am prins timpul bun mai în vară, cam de o lună de zile mă plouă. O tavă nu fac răspășuna la vaci. Ce dracu? Și de la ce vârstă faci tu singur stână? De la 19. Și la 19 ani ai făcut continuu până acum, până la 26 de ani. Da. Am muncit, nu-i ușor. Sunt alții de 26 de ani, cred că nu știe nici să mănânce. Corect. Faci, trebuie să faci cu drag. Că altfel... Dacă nu faci cu drag, nu faci nimica. Dă-i să treacă, da. Și tu ce întâmplări ai avut cu ursul și cu lupul? Ai ceva întâmplări, să-mi spui așa, mai dificile? În toamna trecută am avut oile lăsate în toamnă aici, în jur. Seara am plecat acasă, am lăsat oile singure. Când am venit înapoi, găsesc un berbec în drum, rupt de urs, dar oile nicăieri, nici în coșer, nici nicăieri. Și apoi, prima dată am stat așa, m-am panicat, îți dai seama, eram singur la 11 noapte, nu tu oaie, nu tu câine, nimica. Câinii băteau pe un jdeab așa la deal. Vin cu jeep așa în deal, găsesc 5 oi aici, pe pășune. Restul nicăieri. Am sunat, a venit tata încă un vecin. Să le căutăm, le-am căutat până la 2 noaptea. Deci au luat oile, de frică, au luat aici pe drum, s-au dus exact până unde e pășunea acolo sus. Le-am găsit în coșer acolo sus, unde eu am avut pe vară, spune, la 2 noapte. Cu ele era un câine, restul eu scos de la urs, dar nici n-o prins, adică n-o omorât. Numai cât mi-a rupt un berbec. Varianta e că berbecul l-am dus acasă la om și jumătate o trebuie să-l plătesc. Trebuie să aibă păzitor. Hai, bagă-te tu în fața ursului. Mai e și persoane de astea care nu înțeleg. Nu înțeleg. Eu cred că ursul e un cățel de jucărie. Un ursuleț de pluș. Da. Însă nu e de joacă. Păi am avut vreo 7-8 ani în urmă, la tata, la stână, a fost un moldovean la stână. Era cu berbecii. Ce-au făcut, ce nu au făcut, a sărit ursul pe el, tătălorul. Din
căzat până în picioare. Eram eu la vaci, nu mai știu cu cine, și tot aud că strigă. Bă, m-a prins surțul, am înțeles până la un moment dat. Când am ajuns, deja el a fost ajuns la sână, oricum tare moldoveanul de inimă, era rupt și la gură și pe spate, rupt, mușcat din mână, etc. I-am dat, i-am făcut repede apă cu zahăr, i-am dat, dar din gură, așa, prin ăsta i-o curs afară, așa lui Vitaru. Hai de mine și l-a dus la spital, l-a stat vreo două săptămâni. Când a venit înapoi, aveam doi câini, unul Panac și Dorel, așa e prima pe mine. Ocupat câinii, că câinii ăia erau cu el, i-a pupat, ăia l-a scos, i-a zis că altfel el era mort. Au pupat câinii da. Și le-au mulțumit că... Da, altfel el nu mai era în viață. Ce să facem? Aici ești ok, n-am avut probleme, da. Încolo, la arsuri, într-o noapte, cam ploua. O prins... Mai ai lui? O ai pe sub labul de coșer, o scos ursul. O dus-o cam un kilometru, o dus-o prin niște, printr-o pădure urâtă, bă, aia. Ce se face? Asta e, se întâmplă. În viața ai și pățanii. Cine nu ține, nu pățăște nimica. Sau cine nu lucră, nu îi se întâmplă nimica. Cine nu lucră, ăla nu știe nici ce-i munca, nici că... Ce-i animalul sălbatic? Exact. Aici vezi oricum, vezi animale sălbatice, dacă vrei să vezi. Aveți și vaci mai speciale. Mai sensibile, nu mai speciale. Vreo două. Trebuie ținute, nu? Decât să fugi după ele, să-l iei cu bătaie, nu faci nimic. Nu pot. Iei cu treabă bună. Hai de astea, nu s-o întâmplă. Mai bine nu ții. Nu, ca să fugi. Sau mai bine nu te apuci. Nu te apuci. Te bate animalul pe zon, nu. Omul ți-o dă cu o răspundere. Să ai grijă de ea. Când ai prins, nu te bat. Eu văd că tu muști tot în același rid. Câte vaci ai mult să până mă? Nu știu exact, dar peste 10. Știi care e cel mai bun prieten al omului? Necazul. Ăla te învață de tăte. Mai ales dacă rămâi 2-3. Murzi. A fost varianta că le-am mult și 2 inși vacile astea toate. Unul pleacă la fân, nu. Unul poate merge, rămâne o vacă pe deal. S-a întâmplat din vreo 2-3 ori lucrul ăsta. Și s-a întâmplat și varianta aia de am mult sunt doi vacile, am mult cu omul ăsta oile și la urmă a venit omul care o căuta vacile și fără vaci. Du-te cu jeepul, caută vacile pe pășunie la deal. Ajungă cu ele pe 1-2 noapte. La casă. Unde nu sunt la casă. Ce se întâmplă? Mai ales că o să-i. Să întâmplă. Amu, dacă îi spui că cuiva că îi prețul ăla din vacă, din păzât, sare în sus. Păi că... Da, dar nu se gândește cât e un pachet de țigări, cât e o pâine, da. Cât e restul de mâncare. La atâția se bani, nu numai la unul. Să gândesc că vaca e gata. O jucărie de plus. Da, tu la tână la astea, apoi ce bani îți face și ceva pe. Eu la mulți ne-am povestit din oamenii care au animale aici, că nici nu știu unde e stâna. Eu o trebuie să plătesc oamenii să fac o cole, să fac o șere, da? Nu judecă lucrul ăsta. E scump, e scump, e scump. Și cât e după vacă? Încă nici nu știu, nu m-am hotărât, că nu le-am ales, am zis că stau să aleagă ăștia alți, cât eu și eu. Că na.
încet așa bani să plătești de pe urma lor și unde îți cheltuiele tale, mâncarea, țigările. Da, știi cum e, muntele nu e a meu, e a ditrovenilor, nu e eu subvenție. Da, odată rest... ce ai subvenție pe munte, știi sigur că ai de unde să-i plătești, așa că... Cam cât, câte kilograme de brânză dai după vacă? Depinde, ai grijă. Cam de la 64-100. Depinde cât e de bună de lapte. Da, corect. Da, cam de la 64 folvoara asta, până la 96. Până la 96, o medie. Am avut una cu 96. Da. Care nu bun, e bun. Exact aia, uite, cu șut aia, cu clopotul ăla mare. Nu, restul, cam de 80. Da. Știi cum. Dacă e... să fie și omul mulțumit. Și dacă omul e mulțumit că îi dai brânza bună și îi dai animalul bun, dai nu dreptul, cam comentează la bani. Omul nici nu știe să zică, cum să nu-i plătesc, cum să nu-i plătesc. Da, da, acum am bun. O vin și oile. Da, da. Acum până dimineață se odihnesc. Nu le mai mulgem. Și fiecare își poate găleata lui. N-ai fiecare. Care cum apucăm? Altul are treaba, altul ăsta. Cum am spus, aici trebuie să fii ca într-o familie. Ori facem toți treaba, ori dacă nu, nici unul. Corect. Nu stăm, ne uităm unul la altul. Le pregătești mâncarea la câini. Da, da. Le pregătim că ei fac servicii. Ce le dai de mâncare? Lături cu pită. Câinea care e mai veche. 60 de fier. Da. Deci nu m-au leat așa. Mai e mai rămas și la? Da. Trebuie să stai lângă ei? Mai stau, că nu mai hârie unul la altul, da? N-au treabă. Ăsta-i mai ginga și mâncare, ăsta mâncă mai cu urmă. S-a învățat și mâncă, mâncă gros. Deci unul sus, vreo 3-4 aici, lângă staul. Unul în vale. Bă, Bălan! Bălan! Bă, okay.
N-are vreoasă cu cuciu, n-au cam. S-o ridic? Nu. Și cineva doarme aici? Da, da, da. Am un ciuban. Unde doarme? Sus. A, acolo sus. Și tot timpul țineai unul legat la stau? Noaptea, da. Mai în scap, uite așa. Uite, de exemplu, câinii cum sunt partea aia încolo. Pe aici poate să vină lupul să sară în coșer, dar dacă este câine aici, nu vine. Sau din spate. Da, da, da. Ați văzut, uite, este acolo câinii. Nu sunt prea șes toți rotă pe lângă. Da, mai să fie și mai la Vale 2. De acolo, pe la Brazile. Dar de unde vine usul? Cam de unde vine? Pe cam de la Păreaie, că coboară pe drum, merge la mere în sat. Și dimineața urcă înapoi. Păi câinii le iau în primire și lucră noaptea pe acolo la Vale cu el, vai. Dar n-am avut probleme. Hai și când buni. Nu-i bai cu ei. Asta contează foarte mult. Și-o țin la un loc, asta îmi place, că dacă merge unul, merg toți. Asta e bine. Da. Și oile când le dai la proprietar? Sâmbăta viitoare le aleg, dar eu și în toamnă, le las și în toamnă. Nu, cam vreo 50 dacă pleacă din astea, vreo 320 rămân pe toamnă. Și vacile? Vacile joi. Vacile le dau joi și sâmbătă aleg oile care pleacă. Și ce o să faci pe urmă, după ce dai vacile? Păi, umblu cu oile. Umbli cu oile? Tu umbli cu oile. Toamna asta fac curând, o săptămână eu și o săptămână altul. Dar bineînțeles, în săptămâna care umblă, ăla eu îl plătesc. Eu am un contract cu ăștia, cu ditrovenii și oile, eu răspund de ele. Și nu-mi convine să li dau la altul. Dar vorba aia, toamna când e mai ușor, nu trebuie mult să iei alți bani. Corect. Am înțeles că o să fie 10 lei pe săptămână de oaie. Nu. Dacă rămân 320, e bine, sunt niște bani. Așa pâine. Câinii își cam au partea lor unde dorm. De exemplu, uite, unul e aici, doi acolo, unul mai încolo, ăla dincolo e legat. Așa. Mai este unul galben mare acolo, de la deal. Dacă venim bine încoace, mai trebuie să avem și pe aici.
Uite. Uite, Andrei. Uite tu ce frumos dorm. Sultan. Uite, Sultan. Cățel. Da, bun. Șoițele sunt în siguranță așa. Da. Dar stau și pe lângă vaci. Sunt doi care stau acolo, da. Uite, și am cam de la ce oră vine ursul sau lupul? Apoi nu au o oră fixă, dar nu avem probleme, dar câinii cam în jur de ora 10-11 cam tot timpul bat în părul la vale. Cam tot timpul. Păi n-am văzut, nu, ce să zic eu. Ăsta, da, să luptă acolo în părâu, cu ce să luptă, câte o jumătate de oră și apoi vine înapoi. Uite, ăsta-i câinele care stă la vaci, așa-i? Da, și mai am unul aici. Uite, acolo. Și vacile sunt în spate. Da, nu, vacile sunt în spate. L-ai rupt cu mâna prima dată? Da, cu ăsta. Cu ăsta, da. L-ai rugat ăsta direct? Cu mâna trebuie să-l rupi. Când e budaca de lemn. Asta nu se prinde de el, din tabla asta. Și cât timp urmă să faci? Cam până ca laptele. Cum îi spui la asta cu care vați? Brighideu. Cum? Brighideu. Brighideu? Da. Tu n-ai încălzit laptele când ai fost chiar. Nu, că l-am mult repede. Da. L-am mult repede. Dacă îl mulgi mai târziu sau mai greu, trebuie încălzit, că dacă nu, nu iese cum trebuie. După ce îl termin de bătut, îl ieși un pic să se așeze? Nu, îl strâng direct. Paleta, îi spunem noi. Tu cu paleta strângi? Da. Depinde fiecare cât ce se învață. Sunt alții care strâng cu mâna. Și învârți roata? Da, până la păză jos acum. Și de la cine ai învățat tu să faci treaba asta? Prima dată, de la bunicul. De la bunicul, pe urmă cu tata. Și pe urmă singur. Brânza cum o păstrați pe iarna? O ținem 2 săptămâni la dospit. Și acum o bătem în... O frământăm cu sare și o punem în găletuș, ba de smântână, ori la congelator. Și gălețele le pui în beci? Da. Sau sunt alții care pun la... Pun la ladă, cașul întreg. Și îl scot și îl frământă iarna. Bineînțeles, de un spirit gata. Câți litri de lapte ai avut acum seara? 150. Și ar trebui să iasă în jur de 15 kg de caș? Cam nu iese, cam 14 kg și ceva iese. Acum toamna laptele e mai gras. E mai gras, dar nu, la 10 kg nu iese un kg de caș.
știe ce răspunde. La prostă dată și pe cum în cazul ăsta. De câte ori la pești? De 3 ori. Trebuie să pești de tare? Oh. Așa. Potrivit. Cu sens. Nu știi că e gata. Când îl storci bine, bine de jântuit, atunci e gata. Când iese jântuitul. Da. Dar de ce faci așa, Florin? Ce? De ce faci așa de tare? Ca să-ți rămân ce vine. Să nu rămână boțul prin ea. Toamna iese pastă. Cașcaval curat. Și încet. Da, da, da. Să se lege, da. Să se lege. Să poți spune. Cam cât jintuit îți iasă acum? Cam 5 litri. Iasă 5 litri? Da, cam așa. E mare cașuțul. Ce frământ sunt mai în mijlocul? Frământul trebuie.
Păi, prima dată să îi leg colțurile și pe urmă le leg tatele rupte. Păi, este mai și bine. Și după asta mai faci ceva? Da, îl pun în cui. Îl pui în cui? Da. Și le lăs până dimineața. Și până dimineața le ieși în strecură? Da, da, da. Cum îi spui la asta unii lagheți? Cui. Așa îi spunem, cui de lemn. Alții au o metodă că bagă lemn. Nu știu cum sucede. Pune zăracul ca să iasă mai multă urdă? Da, să fie mai tare. Așa e prea mole. Acu. Am avut un cățel și într-o noapte pe la ora 3 o țipa foarte tare și am ieșit afară și am văzut lupul cum a trecut cu el în gură. L-a dus în deal și nu l-am mai găsit. Dimineața era numai lanțul. Deci din lanțul l-a luat? Din lanțul l-a luat și am găsit numai cureaua după aia la câteva zile în grădină, când am cosit. Așa e. Pe timp de iarnă, hrana principală a lupilor sunt câinii. Da. Am fost aici la schimbă. Săracul cățel seara se uita așa de lung la mine când i-am dat de mâncare și am știut că ceva se întâmplă noaptea cu el, că prea tare se uita. Așa cred că a avut așa o presimțire că a doua zi nu mai este. Cum ar fi mai așa se întâmplă când ți un animal drag sau ceva, da. Ceva se întâmplă. Cum îl chemă? Otto, nu știu. Otto, nu știu. Care va fi un pic să se ducă? Vezi? Vezi?